exclusivitate despre cazul presupusului complice al lui Gheorghe Dincă. Procurorii susțin că în casa lui Gheorghe Dincă au fost găsite probe biologice împotriva lui Ștefan Risipițeanu. Despre ce probe este vorba și unde au fost ele descoperite ne spune chiar în acest moment colega mea Roxana Ciucă. Roxana, bună ziua! Bine, te-am regăsit, Maria. Bună ziua din nou, doamnelor și domnilor. Mai multe probe ce au fost descoperite de procurorii de la Direcția de Investigare a Criminalității Organizate și Terorism în locuința lui Gheorghe Dincă. S-au ridicat fel și fel de probe găsite, spre exemplu, pe cerceaf, pe pilotă, salivă, lichid seminal, de asemenea a fost și acea expertiză genetică făcută, probe de pe piele și așa mai departe. Toate concluziile astea ale procurorilor de ICO, toate probele astea au ajuns astăzi pe masa judecătorilor de aici la Tribunalul București. În speță, acest individ, Ștefan Risipițeanu, Fane, cum îl știu vecinii, a și primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Este o decizie ce nu este definitivă. În speță, cel mai probabil ne așteptăm ca săptămâna viitoare această decizie să fie atacată cu contestație la Curtea de Apel din București. Foarte multe probe, așadar, pe care le-au găsit procurorii de la DICOT pe numele acestui individ. Roxana, înțeleg că acest bărbat nu își recunoaște fapta. E adevărat? Și că vrea să vadă toate problemele din dosar. Nu își recunoaște într-adevăr fapta, dar vine și spune foarte... Nu-și recunoaște fapta, dar spune foarte clar că a venit acasă la Gheorghe Dincă, nu mai știe exact nici data și că a violat o fată, spune asta, a spus astăzi în fața instanței că a violat pe cineva, doar că nu-și amintește și nu știe că acea fată să fie Luiza Melencu. Sunt așa niște lucruri de-a dreptul complicate, niște lucruri care... E greu să spui despre atrocitățile astea, e greu să spui și e greu să te gândești. Pentru că el, omul ăsta a fost audiat, omul ăsta fără studii, omul ăsta care consumă neștire băuturi alcoolice, nu o spunem noi ca să se înțeleagă și toți vecinul lui spun asta, fără niciun fel de venit, fără locuință stabilă și așa mai departe, era apropiat de Gheorghe Dincă. Ce vreau să spun este următorul lucru, a fost audiat de 3 ori. De 3 ori a fost audiat la poliția Caracal. Oamenii nu s-au gândit să-l întrebe, dom'le, dar de ce ai arsuri pe mâini? Cât de apropiat erai de Gheorghe Dincă, da? S-au ridicat probe de acolo. Iată că Dincă a denunțat. În sensul ăsta sperând să scape. A venit și a spus foarte clar Dincă pe 6 noiembrie că împreună cu acest Risipițeanu a fost și a violat-o în curtea sa, în locuința sa, a violat-o pe Luiza Melencu. Roxana, mulțumesc foarte mult pentru...